Uite afară ninge. Afară ninge, dar pe panouri zăpada se topește. Pentru că ele produc energie și se încălzesc puțin. Și nu aderă zăpada la ele. Și acum mergem la invertor să vedem ce spune invertorul. Cât produce la ora 9:30 dimineața pe ninsoare invertorul? Ia uitați. Aproape 600 de wați. 591 de wați. 594 de wați și în creștere pentru că se mărește lumina. Și încarcă cu 8 ampere. Din panouri vin 332 de volți. Și aici este curentul baterie. 341 de volți intră din panouri. Adică 598 de wați și în creștere, uitați, 600 de wați și 8 ampere. Deci dacă cureți panourile dimineața când ninge, toată ziua nu se va lipi zăpada de ele, pentru că ele se încălzesc puțin. Aici e secretul. Dacă apuc un pic de lumină, condiția e să le pui minim la 45 de grade înclinați, ca să se scurgă zăpada de ele. Cei care le puneți în sus, la, eu știu, 10-20 de grade, greșeală mare. Pentru că lumina optimă o aveți doar vara și pe noi vara nu ne interesează. Vara este ziua lungă și oricum se vor încărca bateriile. Acesta este invertorul meu de 5,5 kW. Ea sunt chinezerie, o chinezerie cu wireless, cu tot ce trebuie. Aici sunt tablouri. Aici am, acum produc, consum curent de la invertorul meu. Dacă vreodată am nevoie, comut pe unul și atunci iau curent din rețeaua națională. Am protecție, am contor. Aici, de când am montat invertorul, uitați, am consumat 465 de kW din invertor. La soare. Curent gratis. Aici avem un tablou de curent continuu care coboară de la panouri cu siguranțe fuzibile descărcătoare și voltmetru. Am voltmetru și pe invertorul Yason. Haideți să vă povestesc puțin despre acest invertor. Este cel mai ieftin invertor posibil. Acest invertor este prevăzut cu wireless. Deși este o chinezărie ieftină, își face treaba foarte bine. Eu sunt mulțumit de el. Costă în jur de 3000 de lei. Uitați, deși e înnorat afară, el produce 863 de wați în acest moment. Încarcă și bateria și mi oferă și curent în casă. În consumul casei mele acum este la 136 de wați. Vedeți? Iar de când am montat acest invertor în 2 luni, mi-a produs 466 de kW. Astfel că de la Enel am consumat doar 150 de kW. Deci se merită sau nu se merită? Lăsați-mi un coment și spuneți-mi dumneavoastră dacă se merită. Așa, acum aici am 3 egalizatoare de la Victronic care mi egalizează bateriile. Și mai jos am bateriile litiu ferfosfat de 150 de amperi bucata. Foarte bune baterii. Aceste baterii sunt legate la cabluri de 45, da, printr-o siguranță fuzibilă de 150 de amperi. Cineva spunea că nu o să declanșeze siguranța de 150 de amperi, că e prea mare pentru 4 baterii puse în serie. Eu vă asigur că siguranța a declanșat de vreo 3 ori. Datorită că a fost invertorul setat greșit, încărca undeva la 50 de amperi, deși producătorul spune să încarce aceste baterii cu maxim 40 de amperi.
Acum l-am lăsat pe 40 de amperi și nu am mai declanșat siguranța. E ok. Acum am 54 de volți în baterii. Produce 915 volți, îmi încarcă bateriile cu 13 amperi și setat invertorul să scoată 220. El are și setare pe 230 de volți. Eu am optat pe 220 pentru că nu vreau să înforțez aparatura electronică din casă. El, deși este un invertor cu sinusoidă pură pe 50 de Hz, eu totuși am optat pe sistemul vechi. 220 de volți, asta era tensiunea în urmă cu 20-30 de ani în România. Acum standardul este undeva la 230. Problema e că de la Enel vine 240 de volți. Chiar și 245, ceea ce nu prea e ok. Aici am un comutator care i-am făcut o ușiță cu gaură ca să poată să-l acționez fără să deschid ușița. Acum pe 2, ce face? Eu iau curent din invertor de aici, vedeți? De la rețeaua națională nu iau nimic. Dar dacă se întâmplă ceva cu sistemul meu, să zic, este noaptea și se întâmplă ceva cu el, se defectează ceva, eu nu o să stau să repar noaptea, chiar dacă sunt electrician de meserie, nu o să stau noaptea să-mi repar invertorul sau bateriile. Am venit frumos aici și comut de pe 2 pe 1 și îmi ocolește sistemul acesta, îmi intră curent de la Enel. Eu, ca să fiu sigur că nu-mi vine de la Enel o tensiune aiurea, mi-am pus aici siguranță fuzibilă, un martor când vine curent de la Enel, descărcător de la Enel, siguranță pentru voltmetru de sus, vedeți că dacă opresc așa, iar aici am așa, am protecție la tensiune, protecție la amperaj, am un disjunctor, protecție la electrocutare și siguranță la ce iese din invertor și intră în casă. Iar jos aici am un contor digital care îmi înregistrează tot ce produce acest invertor. Și aici am siguranțe care pleacă în casă. Prize, becuri. Eu vă recomand, celor care nu aveți bani de un invertor profesional, puteți să achiziționați acest invertor off-grid, care nu injectează în rețea, nu are funcția asta și nici nu mă interesează să injectez în rețea eu electricitate. Uitați, nici nu iau, nici nu injectez. Nu mă interesează curentul din rețea, decât să iau în caz de rezervă. Doamne ferește, dacă mai multe zile nu ora la rând, atunci voi folosi și curent din rețea. Problema e că s-a scumpit atât de mult, încât nu prea mai vrei să iei de la ei. Ia uitați, aproape un kilowatt produce 8 panouri fotovoltaice de 540 W putere instalată, undeva la 4,3 kW putere totală instalată, dar pentru că este nourat, astăzi produce doar 990 W pe oră. Ceea ce nu e rău. 14 amperi. Deci îmi încarcă bateria cu 14 amperi. Acum, haideți să vă arăt și display-ul la aplicația bateriilor. Să vedem cât mi-a intrat în baterii mie curent toată ziua azi și cât mai e până se încarcă full. Ia să vedem. Ia uitați. Asta este aplicația. Deci până diseară se mai încarcă undeva la 90-95%. Și voi avea energie electrică toată noaptea, până a doua zi, și va rămâne și în baterie încă vreo 30%. Deci dacă o să fie bateriile full 100%, mi-ajung aproximativ o zi jumate bateriile. Dar pentru că a doua zi răsare iar soarele, va fi lumină iar, doar dacă sunt 2-3 zile la rând foarte noroc, cum am avut asta iarnă chiar și o săptămână, ajungi la un moment dat să consumi din rețea. Dar în loc să consum 31 de zile din rețea pe lună, ajung să consum doar o săptămână sau două iarna. Dar imaginați-vă vara când e soare în fiecare zi, practic nu mai consum nimic de la Enel.
Dragii mei, acestea sunt balansoarele de baterii. Nu prea sunt eu așa mare fan Victronic din cauza prețurilor foarte ridicat al produselor lor. Asta nu înseamnă că nu sunt bune. Ele nu sunt rele, sunt bune, dar prețul lor te face să fugi de această firmă. Sunt exagerat de scumpe, dar aici avem 3 balansere de la Victronic. De ce am ales de la ei? Aceste balansere sunt active. Deci nu consumă bateriile ca să le egalizeze. Înainte să montez aceste egalizatoare, știți ce se întâmpla? Întotdeauna 2 baterii mi se încărcau mai puțin și 2 mai mult, ceea ce nu este ok. Cu ajutorul acestor egalizatoare, ele se încarcă zilnic 100% toate bateriile. Până să montez aceste egalizatoare de la Victronic, aveam o mică problemă. 2 baterii mi se încărcau 100%, iar 2 rămâneau la 90%. Și se oprea încărcarea, pentru că ele au, fiecare baterie are BMS incorporat în interior. La un moment dat, când simte că celulele s-au încărcat, taie de tot încărcarea. Fiind legate în serie, taie încărcarea și la celelalte. Și celelalte se vor încărca, cum să vă spun eu, cu 0,02 A. Și practic la sfârșitul zilei nu mai aveam bateriile full 100% niciodată. Ei, după această investiție, după ce mi-am montat 3 egalizatoare în astea, care m-au costat în jur de 300 de lei bucata, problema s-a rezolvat. Astăzi mi se încarcă bateriile 100%. Și nu am nicio problemă. Acesta este sistemul meu fotovoltaic, format din 8 panouri de 540 de W bucata. Panourile fotovoltaice sunt montate pe un schelet metalic din oțel prefabricat rectangular de 3 cm pe 3 cm și l-am făcut pentru ca să am o înclinație optimă de 45 de grade, astfel că vor fi înclinate cel mai bine iarna spre soare. Vara nu ne interesează, că oricum ziua e lungă și are timp să se încarce. Plus de asta, zăpada nu stă pe ele.